Apele învolburate au rupt bucăți masive de beton din structura celor trei piloni pe care le-au purtat cu ele 10 de metri. Mai exact, apele râului Prahova au erodat structura din jurul picioarelor podului. Pierderea stabilității structurii ar duce automat la închiderea circulației feroviare pe relația Ploiești-Vest-Brașov. În momentul de față sunt mari pericole la pilele 6, 7 și 8. În momentul de fapt, încă de pe data de 24, ne-am deplasat cu cei de la L5, secția L5 a CFR-ului, și s-a constatat că situația s-a agravat foarte rău. Deja CFR-ul, am înțeles că a luat măsuri ca să se circule doar pe un singur sens. Potrivit datelor oficiale, 424 de trenuri trec zilnic pe ruta Ploiești-Brașov. La momentul respectiv, acum 10 ani când a fost reabilitat podul, eu nu am fost în administrație publică, nu am fost primar și nu pot să-mi dau seama. De altfel, nici nu n-am văzut documentația în urma căreia s-a făcut această reabilitare. Podul feroviar de la Bobolia, un pod din beton armat cu cale dublă de rulare, a fost construit în anul 1909, pe vremea regelui Carol I, și a fost reabilitat în urmă cu aproape 10 ani. Probleme cauzate de ploi sunt și în localitate. Nu este prima dată când locuitorii din Bobolia s-au trezit cu apa peste ei în curți și case. Păi ce să fie, domnule, uitați, din cauza la când a curățat șantele cum trebuie, uitați dumneavoastră cum mi-a adus și mi-a fundat aici așa apa. A venit pe semine, aseară la fel, astăzi la fel. Nu se mai poate anul ăsta. Uitați, domnule, zace temeria la casă, îți dă apă. Năpastă mare. Aoleu, vai de viața noastră. Dacă nu vine să mangeli toate zilele astea, ia două ore. A treia e, nu? A treia oare, dar aseară și astăzi. Azi, mă, tot. S-a dus parchetul, s-a dus. Mai mulți pompieri au ajuns în zonă, două motopompe au fost montate pentru a scoate apa, care a fost redirecționată în sistemul de canalizare și el supra-solicitat.